să rămâne cu românii noștri, fratele meu. Cât boxier bun am avut. Bineînțeles, da. Doroftei și tot. Bă, Leo, pe Doropteu, bă. La meciurile României o să... Normal, normal. Mă uit la meciul României. Bine, și cu țara mea să nu țiu. Ce credeți că facem pe acolo? Eu zic să facem bine. Până ce fază? Credeți că ajungem? Semifinale, sferturi, să nu spuneți că vreo finală. Măcar să fim și noi la 3 sferturi. La 3 sferturi. Vă întreb și asta, ați avut amante când erați mai tânăr? Aoleu, mai bună. Eu nu fac ca șofer. Așa. La panificație. Aveam femei. Era pâinea pe rație. Dă și mie să-i pasul pui mâncare. Vin, hai că mă culc, fac, hai vin cu alea, hai să... Și soția a aflat vreodată? Dacă o luam cu soția cu mine? Adică a aflat vreodată? Nu a aflat. Bănuia? Toate bănuiești. Toate bănuiești. Ce dracu să... Din cap? Cum vedeți lucrul ăsta? Credeți că... Să vă spun eu. Păi știi dumneata, sau eu, sau asta, da, sau altul, când se duce la amantă? Femeia și bărbatul, așa a zis Dumnezeu. Nu trebuie să facă ei treburi de astea neplăcute. De ce ajunge, doamnă, un om să practice boicotul, mai ales la alegerile astea de duminică? Pentru că nu reacționează ei cum trebuie ca lumea, mamă. Păi stați un pic să vă spui că ăsta al Oagi. Ianis? Ianis, da. Păi, da, dar el nu e de cu... Păi este. 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 Ce jucător vă mai place? Ne vede și lumea pe aici. Da, bă, toți joacă fotbal și handbal și de toate neamurile. E bine să fie și echipe. Da? V-ați duce la un meci de ăsta de femeie? Mereu la meci cu alea pe teren. Un meci feminin să vedeți, cu doamne. Ah, cu doamne, avem și aici care joacă. A, aveți? De cum, da? Cum e o partidă de asta feminină? Eu uite aici, joacă... Cum arată fotbalistele? Aoleu, are și țâțoaie. Aoleu, mamă, și tineri și buloanele cele frumoase. Oh. Uitați după ele. Oh, na, mă. Ochii văd inima cere. Ochii vede inima cere, dar dacă nu mai ai putere degeaba. Trebuie să luăm și amantei ceva sau doar soției? Și la una și la altă. Mai mult amantei. De ce? Păi, formă nu mai colaborez cu ea. I-ați luat și la amantă? Da, ei mai mult. Nu, vorbiți serios? Serios. A aflat soția sau nu știe? Nu știe deocamdată. E de aici, din zona sau? Nu, din altă zonă. S-a supărat dacă nu? Credeți că s-ar fi supărat dacă nu? Da. Ce v-ar fi spus? Ar fi făcut ceartă, scandal, posibil să ne și despărțim. E de mult? Sunteți de mult cu... Amanta, să spun așa, sau de curând? Un an și. Soția nu bănuiește, nu știe nimic? Nu bănuiește, deocamdată. Văd că mă filmați și mă dați, da. Puteți să mă dați pe orice post. Da, pe orice. Așa. Sunteți primii oameni care, de când vreau ca să vorbesc și eu, să mă văd și la televizor. Bun, haideți că mai am după aia. Îmi spune Popescu Nicolae. Bun. Sunt în orașul Pucioasa. Așa. Și chiar așteptam ca cineva să-mi ia un interviu în problema fotbalului. Antrenor care merită să fie la național este Rădoi. Îmi vine și lacrimi. De ce vă emoționează? A fost un jucător bun, un... Nu mai secund. Idolul meu. Milă Rădoi. Da. De ce vă emoționează? Eu știu cu Năzac Craiova. Așa. Lung, Negrilă, Trihoi, Ungureanu, Băldeanu, Donose, Balaci, Ștefănescu, Tămățaru, echipă... Așa. Și nu-i necesar și asta. Ați cunoscut vreodată vreun om care practică boicotul? Nu. Niciodată? Nu. Dar dacă ați vedea pe stradă sau duminică la alegeri un om care practică boicotul ăsta, ce i-a spune? Ce l-a sfătui? L-a sfătui? Ce să-l sfătuiesc? Îl sfătuiesc la poliție cu el. Spuneți-mi de doamnă Dăncilă, deci dacă vă mărește pensia, să rămână. Da, mămaie, da, iubim că e frumoasă rău. Haideți, doamne. E frumoasă? De frumusețe. Ce vă place la doamna Dăncilă? Că e frumoasă. Și da. Deșteaptă. Și deșteaptă? Și deșteaptă, doamna, termina țara. Deci foarte deșteaptă.
Doamna Dăncilă asta? Da. Râde lumea de aia, ați văzut, râde de aia. Râde, da, e deșteaptă în felul ei, mamă. În felul ei, toată lumea. Ne spune să i-o dăm lui Iuncher ăsta sau să nu i-o dăm? Nu vrea să ducă, să ducă, cu Dumnezeu. Nu vrem, las-o aici, ca să ne mărească pensie. Aveți încredere că ne mărească? Da, 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 că e fată cu minte. Am înțeles. Dar așa, cum vedeți cuplul ăsta, Iuncher, să e de durată? E... Fața, cu ce, mamă, e băiatul ăsta? Spatele, dacă nu-i văd fața, ce băiat, ce băiat tânăre. Are bărbat frumos, da, ce măică. Cine? Eu. De unde știți dumneavoastră? L-ați văzut? La televizor, eu văd mereu, mămică. Păi și de ce cu el dă mâna atunci? Păi e, de ce e la parlament, dragă, nu ți-e rușine. Da, cum adică să stai cu el dă mână? Ce înseamnă treaba asta? Hai, vre, la... suspect, păi e suspect asta, înseamnă că mă duc și eu, că sunt bătrână cu cineva acum. Am înțeles. Păi cum atunci? Dar nu e frumos să se ducă cu lumea de mână? Ați un jucător străin pe care ați vrea să-l vedeți în echipa? Păi nu, că nu, nu, dacă nu am fost prea așa pesat cu fotbalul, nu. Nu. Nu, eu am fost cu fuga, cu rezistența, am fost până în alte părți. A, mai mult cu fuga dumneavoastră decât cu fotbalul? Da, da, da. Nu vă e frică să vă recunoaște? Păi, marea majoritate le e frică, da? Dacă nu mă prinde, când mă prinde, văd cum scald apele atunci. Aveți vreun plan așa făcut sau? Vedeți atunci. Atunci voi vede pe moment ce se poate întâmpla. Dar vreodată v-a prins? M-a prins mai în tinereți. M-a prins atunci. Da, cu alta. Un fapt sau așa a aflat? Un fapt. Da. V-a reacționat urât? Da, plecase, a făcut scandal și cam atât. Și s-a rezolvat. La final asta vreau să vă întreb. Totuși sunteți romantic. I-ați luat totuși un cadou și soție, o floare. Da, 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 da. Amante ce ați luat? Un inel de argint. Și ăla l-a luat la soția mea din cutie. Când o vede, vede lipsa. Păi și o să vă certe, o să dea vina pe dumneavoastră. Zic că l-a pierdut. Serios. De acasă l-am luat și... cu o floare și inelul, da? Inelul la soție, dacă nu l-a ținut pe mână. Dar amanta, să spun așa, nu vă prestează să vă despărțiți de soție, își vede de treaba ei cum ar fi, nu? Mai are și momente de-astea. Trebuie de Cupidon, dacă v-a lovit vreodată. Și cum ați reacționa dacă v-ar lovi Cupidon? Ce ați face dacă vine Cupidon și vă lovește? Mă dau deoparte și să dea deoparte. Nu interacționați cu el în vreun fel? Nu, dar de ce? Păi, na, dacă n-am nicio problemă cu nimerea, de ce să... Cupidon ăsta umblă cu un arc după el cu săgeți. Ce părere aveți? E periculos, nu e periculos? Cum ar trebui să... ce să facem noi? Trebuie o autoapărare. Adică cum să procedăm cu Cupidon? Da, trebuie să te aperi ca să pleci mai departe. Dar dacă efectiv, de lovit, va lovi vreodată Cupidon? S-a pus problema? Nu. N-am avut treabă, nu. Am fost destul 9 ani jumate la școală aici, n-am avut treabă cu nimeni, cu... Da. Dacă l-ați vedea pe stradă, ați fugi, v-ați duce la el, ați anunța autoritățile, ce ați face dacă l-ați vedea pe Cupidon, pe stradă, cu arcul? Acolo trebuie anunțat autoritățile ca să-și vadă de treabă. Ce l-ați făcut vreodată? M-a înșelat de câte ori. Da. De ce, domnule? Păi uite așa, că i-a plăcut. Ați aflat, l-ați prins vreodată? Nu l-am prins, dar am auzit, am... L-ați certat? Cum să nu, oleu. Am tot pe aia ce fel. În concluzie, spuneți că nu le e frică, doamnă, să se ducă sau să duc? Ți-l ca pe găină. Ați prins-o acolo frică, tot mi-a zis mereu că e o fată, umblă cu el, umblă cu el, el tot pleca de acasă, l-a întâlnit.